seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și sunt în seara asta gazda dumneavoastră la emisiunea Viața Gorjului. Tema emisiunii noastre de astăzi este economia Gorjului încotro, pentru că noi încercăm să găsim în Gorjul ăsta soluții, soluții pentru oameni. De data asta l-am invitat pe domnul Sabin Popescu, președintele UGIR 1903, filiala Gorj, și antreprenor, deci întreprinzător privat, și fost politician, și o să-l întrebăm despre toate. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Domnule Popescu, noi căutăm soluții pentru Gorj. Dar cine nu caută? Cine nu știu dacă toți caută, noi asta facem. De multe ori, și ni s-a întâmplat aici în studio și în alte situații, toată lumea critică. Adică știm că avem problema. Dacă continuăm să spunem problema, dar nu căutăm soluția, se cheamă că nu o să găsim niciodată. Da, așa este. Iar situația economică în momentul de față în Gorj este tristă, într-adevăr. Din punctul de vedere al faptului că suntem un județ monoindustrial și depindem foarte mult de energie minerit și energie electrică, normal că nu avem foarte multe variante dacă nu ni le creăm noi. Și noi ni le putem crea printr-o politică generală, economică și a noastră întreprinzătorilor, dar și a factorilor de decizie local, fiindcă noi nu putem face singuri, fiindcă dacă am fi putut singuri să facem, făceam până acum noi mediul privat. Corect. Bine, mai este și politica națională economică și mai e și politica politică, pentru că ea creează cadrul economic. Sigur, totul vine din această încrengătură. Pleacă de acolo de sus și se distribuie la nivel de județe, la nivel de comunități locale și așa mai departe. Deci este un tot care trebuie gândit foarte bine și după aceea pus în operă la fel de, poate și mai bine trebuie poate pus în operă. Da. În momentul de față, complexul energetic Oltenia este măcinat de proteste, de nu s-a semnat CCMU și nu se știe, bugetul nu e aprobat, cheltuielile nu sunt aprobate, veniturile nu se știu oricum, dar se presupun, se merge pe previziuni. Ies energeticienii și minerii în stradă, FMI-ul spune să luăm măsuri drastice. Compania Succes, iată o știre nouă pe care o va diseca mai puternic colegul meu Cornel Șumăcu în emisiune imediat după ora 19, intră în lichidare. Locuri deja de muncă, în lichidare sau în insolvență? Eu știu că în lichidare, dar Cornel s-a ocupat puternic de subiect. Da, înseamnă că rapid a venit, știu că săptămâna trecută sau acum două săptămâni s-a așteptat atunci când s-a tăiat curentul din toate magazinele, atunci se luptau să fie acceptat să intre în insolvență și au cerut insolvență. Știam că s-a aprobat, deci acum vreo săptămână, două, dar mi se pare foarte rapid ritmul de intrare și în lichidare. Da, păi există două variante, lichidare sau reorganizare, și probabil că de reorganizare nu mai poate fi vorba. Și atunci probabil. Asta nu trist, se va apleca, da. Nu se va aproba niciodată un plan de reorganizare neviabil de către judecătorul sindic, dar vom vedea că e o știre foarte proaspătă și neverificată de mine, verificată de colegul Cornel Șomucu, dar oricum locurile de muncă sunt în pioneze ca și la CEO. Da. Ce credeți dumneavoastră, ce considerați dumneavoastră, cum vedeți de la nivelul micro al unității dumneavoastră, la nivelul macro al industriașilor, să zicem, dacă mai sunt prin România, așa cum se crease UGIR-ul cândva? Da, așa este. Și legat de relația privat-stat, relația stat-stat, angajații statului, cum vedeți că ce trebuie să facem? Care e soluția? Da, deci referitor la, pe plan local aici, la CEO și la frământările care sunt, acum eu nu cunosc foarte bine situația.
nu știu a cui luptă este. S-ar putea să fie luptă dintre conducerea CEO și conducerea sindicatelor. Și acesta e un lucru trist, fiindcă eu sunt convins că oamenii muncitorii ar accepta soluții poate mai bune și pentru CEO și pentru ei. Dar dacă liderii de sindicat sau altcineva are interesul să schimbe un director, de exemplu, bine a spus, atunci fac acest protest, cu 5.000 de mineri în stradă, necalculând acele pierderi care se pot face și care ar putea duce la și mai rău pentru muncitori. Deci bine. Eu cred că ar trebui să există o responsabilitate și la nivelul liderilor de sindicat, cum ar trebui să existe o responsabilitate și la nivelul conducerii, și generalizez, o iau de la conducerea de sus până jos, chiar conducere politică, administrativă și așa mai departe. Eu observ și mi se pare că este o lipsă crasă de responsabilitate. Nimeni nu își asumă responsabilitatea, nu merge, după părerea mea, la servici când începe cele 8 ore sau 10 ore cu gândul să facă ceva responsabil. Deci asta este senzația mea. S-a ducă o valoare din care să trăiască și sigur el că și da, să sau să creeze un mediu de sau să creeze un mediu de dezvoltare pentru toată lumea. Probabil interesele sunt altele, sunt interese personale, câștigul imediat pentru fiecare, uitând pentru ce au fost trimiși aici în fruntea... Pentru ce câștigă banii ăia. Sigur, și pentru ce au fost trimiși prin votul nostru până la urmă în fruntea unei comunități, indiferent cât de mică este ea, și până la cel care conduce destinele acestei țări. Oricum, plecând de la liderii de sindicat și de la administrație, e clar că liderii de sindicat vor să schimbe o parte dintre ei, poate, poate nu toți, dar s-a strigat în piața prefecturii Jos Ciurel, dar de asemenea se vede din acțiunile administrației că vrea să fragmenteze sindicatul și sindicatele să le fragmenteze, le-au luat acele măsuri de a nu se mai permite la un moment dat cotizația să fie colectată prin statul de plată. Deci e clar că și administrația vrea să dezbine sindicatele. Sigur, probabil au creat niște sindicate paralele, exact, conducători și cât de multe. Deci asta denotă lupta care există între conducerea tehnică și conducerea sindicatelor, luptă care nu este benefică pentru nimeni. Deci, decât pe termen mediu și lung, de nu idei este. Idei care să da, ducă la un contract da, de muncă colectiv, că nu-mi da, venea denumirea, cât mai corect și cât sigur, mai și aproape eu cred de a găsi că soluții. Discuțiile, negocierile în asemenea situații sunt cele mai bune. Negocierea. Deci nu se poate cu forță cu ele, fiindcă există pierderi mult mai mari dacă ieși în stradă și așa mai departe. Fiindcă ai scos oamenii în stradă, nu se mai duc la servici, nu mai produc, nu iau salariu, deci odată pierd muncitorii. Asta dacă va fi grevă. Nu știu, da, nu știu dacă... Dacă e meeting și e în afara programului, nu e o problemă. Da. E doar o formă de a arăta că sigur, suntem mulți ca și să strângi, da, ca să strângi 5.000... Deci automat nu știu dacă nu trebuie să iei din toate schimburile. Nu știu dacă tot schimbul 1 sau schimbul 2 vine să protesteze dimineața în timpul lui liber. Deci, da, au venit și din afara județului. N-am verificat exact și da, greu de verificat fiecare dacă era. Deci tocmai de asta spun că corect, nu sunt bine aceste acțiuni de forță, nu sunt bune pentru nimeni. Dar cel e o formă mai bine, de cel luptă mai bine pentru este, drepturi. E da, o formă... Acum nu știu ce drepturi, ale cui drepturi apără și așa mai departe. Deci aici dați-mi voie să fiu sceptic, fiindcă nu am văzut lucruri bune, fiindcă am văzut și la noi, la patronate,
Deci avem o formă de asociere în aceste asociații patronale și așa mai departe, dar până la urmă, până la urmă, cel care este în vârful trebiselea își vede și el interesul lui și până la urmă cade la pace cu guvernanții pentru o afacere, pentru mai bună și așa mai departe. Deci da, sunt cazuri de genul ăsta, deci nu există, după părerea mea, în România la ora actuală, o activitate patronală corectă în folosul întreprinzătorilor, cum cred că nu există nici mișcare sindicală în folosul muncitorilor. 100%. Da. Poate deloc. Deci, da. Cândva și asta este trist, fiindcă dacă ar fi atât sindicate puternice și corecte în cerințele lor, cât și activitate și asociații patronale care să tragă de urechi guvernele și așa mai departe, eu zic că România ar fi fost mult mai departe. Deci avem și noi vina noastră. Avem afișat numărul de SMS 0766314582 pentru cine dorește să adreseze întrebări sau să vină cu sugestii de cu idei. Poate ne dați o idee cum să salvăm Gorjul și România de la o activitate economică ce acum lasă de dorit, din păcate. Și dacă e să ne gândim și la resursele minerale și la multe, multe altele pe care foarte ușor plecăm capul la exterior și le pierdem. Și iar ne întrebăm dacă cei care semnează asemenea acorduri nu au doar interese personale și sunt condiționați de funcțiile pe care le au dacă vor semna așa ceva. Da. Pentru că e greu să crezi că cineva cu conștiința împăcată și fără niciun interes vindece al nostru, al României, celor din afară. Da, ce nu e al lui până la urmă și probabil de anii nu îl interesează. Când da, e al nostru, al tuturor. Da, și noi n-am ales persoana bună, persoana care să ne reprezinte interesele și să ne gestioneze avuția așa cum trebuie. Până la urmă, cred că cel mai bun loc unde se întâmplă ce trebuie în condițiile și în contextul în care trăim este o firmă în care e clar că patronul are interesul ca acea firmă să meargă. Deci, dar dacă nici venim acolo, la micro, nici să dăm acolo, un exemplu. Nici acolo nu ai foarte mult. Fiindcă vă dau un simplu exemplu. Fără să fim întrebați, ni se pune salariu minim. Corect. Impus. Pe economie atât, impus. Eu știu de ce fac această chestie, să aibă mai multe taxe și impozite bugetul, mai mari. La bugetele... Fără să cheltuie da, ei un leu, ci da, privații. Da. Dar nu mă întreabă, tu poți să duci această mărire de salariu? Fiindcă la noi e bom numărat, noi trebuie să ne calculăm foarte bine. Fiindcă eu dacă nu-mi plătesc impozitele la stat, imediat vin peste mine. Chiar dacă n-ați încasat factura. Sigur, chiar dacă n-am încasat factura sau mi se dă o țeapă, cum se zice. Și ați și prestat. Sigur, eu am plătit TVA-ul și așa mai departe. Sigur. Am o situație. Salariile care... Am o situație de genul ăsta, deci 500 de milioane pe file cec, n-a avut ăsta, mă judec de 2 ani. Și nimic. Deci statul nu... a luat, n-a tras la răspundere banca care a emis acele file cec. Și eu sunt vinovat că i-am dat probabil pe file cec, dar sunt ordine, adică modalități de plată corecte. Garanții. La, sigur că da, care nu sunt emise de mine, sunt emise de bănci. Corect. Deci și ele nu și-asumă. Dar mă mir pentru că Alexandru Crișan a fost băgat în pușcărie și el și băiatul lui, cei de la Urex, pentru că au emis file de cec fără acoperire. Da, în cazul dumneavoastră a intrat în pușcărie cel care... O să care... intre probabil pe 24. Luna asta. Luna asta, da, cu ce mă încălzește? Nu vă încălzește, de asta vă trebuie banii respectivi. Eu n-aș vrea să fie la pușcărie, eu aș vrea să-mi dea banii. Corect. Da. Fiindcă pentru mine contează, deci era un capital care, cu care putem lucra. Și de asta vă spun, deci măresc salariile, eu ce ar trebui să fac? Deci eu trebuie să mă gândesc cât pot să merg cu fondul de salarii. Și atunci, automat, pot să reduc din personal. Ca să pot da acele salarii la 20 de angajați cât am,
Probabil sau să măriți prețurile la produsele dumneavoastră. Nu poți, că stai și te uiți la ele la urmă. Da. Dar atunci încerc și mă organizez mai bine și restructurez un post. Și cu postul acela le asigur salariile acestea mărite celorlalți, da, am pierdut un loc de muncă. Și ați atunci încărcat un pic pe ceilalți că munca tot aia e de făcut? Pe tot nu știu, încărcare nu poate este. Poate ați eficientizat. Da, i-am eficientizat. Dar problema este că s-a pierdut un loc de muncă și politicienii se bat cu cărămida în piept că ei creează locuri de muncă. Deci nu știu cum se fac locurile de muncă și mai ales cum se mențin. Că problema la ora actuală în România, după părerea mea, nu este crearea de noi locuri de muncă. În primul rând ar trebui să facem ceva și statul să ajute să menținem actualele locuri de muncă. Și de-abia după aceea să ne gândim să deschidem și alte locuri de muncă. Fiindcă au venit, de exemplu, astăvară ministrul IMM-urilor, domnul Jianu, un tip care mi-a plăcut foarte mult, a venit și la noi la Gorj și a spus, domnule, de ce nu angajeți proaspeți absolvenți, fiindcă sunt programe europene, Uniunea Europeană plătește tot. Nu ca AJOFM-ul care plătește dar cam dările. Da, deci, da, nici măcar dările. Bă, dar oricum îți dă ceva și ți-l dă la timp. Ori am accesat acest program, mi s-a părut nemaipomenit și din august am tot făcut hârtii, m-au tot întors, fă și aia și încă n-am luat niciun ban din facturile care le-am băgat. De S-au trecut o jumătate de an. Da. Mâine o să merg din nou la Craiova, că vine noul ministru secretar de stat care să ocupă cu IMM-ul, s-a schimbat ministrul, s-a schimbat forma de organizare și așa mai departe și să discutăm acolo să vedem ce se întâmplă. Eu sper până la urmă că am plecat pe treaba asta să meargă, fiindcă era un program foarte bun, puteam să dăm și un salariu bun absolventului de liceu sau de facultate și am creat 3 locuri de muncă. Deci locuri de muncă numai în felul ăsta se pot crea într-o Românie sărăcită, fiindcă până la urmă toată lumea este sărăcită. Și întreprinderea de stat și privatul. Deci să nu credeți că unii o duc bine. O duc bine cei care nu muncesc și fură și elea și vedem că aceia au și vedem atâtea la televizor. Aceia fac și shopping la Paris, fac și... Dar mai ajung și în cătușe? Să sperăm. Sperăm că ajung toți care merită. Sigur că da. Și ce mai important este să se recupereze banii furați din această țară. Asta e cel mai important. Că până la urmă nu mă încălzește că... Că aflăm că a luat. Că sunt arestați. Fiindcă fac 2-3 ani, mai fac un recursire și după aceea, bine, mersi, să duc și trăiesc prin Brazilia foarte bine cu banii care și i-au pus deoparte. Dar acum am văzut că și s-au terminat și cu aceste conturi secrete, chiar și din Elveția a renunțat la chestiunea aceasta și s-ar putea să fim pe drumul bun. Eu aș merge mai departe și aș da chiar o lege, cel care de bună voie dă tot prejudiciu, deci tot ce a furat și ele, eu nici nu l-aș băga la pușcărie. Dacă ar da, să zicem, imediat când simte cum e la în celulă, jos și cum va fi în pușcărie, zice, da, domnule, eu dau tot, că uite, am conturile acolo, bag banii, eu aș da o asemenea lege. Da, de ce nu? Pentru că ăsta e scopul până la urmă, să recuperăm prejudiciul. Sigur că da. Da, eu vă dau un alt exemplu apropo de fondurile care se acordă. De exemplu, AJOFM-ul, angajezi omul și ai greșit o virgulă în formularul ăla, în dosarul ăla care e cam așa. Întâi îl angajezi, pe urmă aștept să-ți vină subvenția și pe urmă constați că nu-ți vine. Și dai telefon, prieteni, sau te duci acolo, umil, la ușă. Bună ziua, știți, avem și o subvenție. Păi și? Păi nu ai intrat banii. Mă tot uit în cont și nu intră. Hă, ați greșit formularul. Păi dați-mi să-l refac. Nu se mai poate. Păi de ce? Așa scrie legea. Nu mi-a venit să cred. Deci am întâlnit caz. Și într-adevăr, nu ai completat bine formularele, nu mai ai subvenția pentru acel angajat pe care l-ai luat și din care oricum nu-ți dă tot salariul, ci vorba noastră, nici dările. Da. Și păi zic, ok, dar
Se pot face rectificative la finanțe când depui o declarație care ai greșit-o sau ți-a mai venit o factură din urmă? Depui ceva rectificativ față de sumele alea care erau vreo 2 lei. Nu se poate. Și se pierde subvenția. Mulțumim. Da. Nu știu, eu am lucrat foarte bine cu AGOFM-ul Gorj. Deci am mers, mi-am trimis oamenii care se ocupă de formulare. Bănuiesc n-au greșit. N-au greșit, le-au făcut cum trebuie. Și-ați primit subvențiile. Dar au verificat, deci probabil am fost destul de insistent și i-am trimis așa, poate și agasant și așa mai departe, ca să verifice să fie bine tot dosarul și n-am avut probleme. Deci fac această chestiune cu angajați la, cu subvenții de la GOFM și nu am avut surprize până acum. Deci prima surpriză este cu acestea, cu fondurile Uniunea europene. Europeană. Da. Și n-ar trebui, nu cu Uniunea, ci cu ai noștri cu din ai țară, noștri cu birocrația. Bine, mai este o chestiune. Eu cred că am greșit când am făcut aceste proceduri de accesare de fonduri europene. Probabil am vrut să fim mai catolici decât papa și am făcut niște proceduri foarte stufoase și foarte greu de îndeplinit. De la un moment dat, mai bine te lipsești decât să accesezi fonduri europene. Eu sunt convins că polonezii sau cehii sau ceilalți care au accesat într-un anumit mod și la un anumit nivel fondurile europene, sunt convins că au avut niște proceduri mai subțirele. Mai subțirele și simplificate și mai cu cap făcute. Nu știu de ce ai noștri n-au luat din experiența acelor țări. Eu am discutat cu ONG-uri care au accesat fonduri și spuneau că pe măsură ce trece timpul se îngreunează sistemul și mai greu se scot banii și mai greu și sunt așa niște funcționari de ăștia români, de ăștia dai noștri, care atâta se uită la fiecare, da, corect să fie actul în regulă făcut, dar stilul românesc, păi și dacă dai și tu ceva, ce are ca să-ți dau totuși, să-ți dau drumul la bani, cum am auzit că... Da, că se procedează și la... Da, că se procedează. Eu cred că acum cu aceste arestări și ele să se nu vor mai fi... gândi. Se vor mai gândi când vor spune... Dacă dau, acest... să-ți dau drumul la bani. Sau nu, eu cred că vor da drumul la bani. Să sperăm. Adică acum s-a schimbat ministru, am înțeles că au și pe la minister au schimbat și au pus oamenii lor și... Din acest motiv este harababura asta. Deci lucram cu o filială a IMM-urilor de la Craiova, care au fost foarte de treabă, cu toate că nu erau plătiți să facă treaba asta, cu vechiul ministru preluasele ei această treabă. Și ca dovadă că s-au accesat, multe firme au intrat în acest program. Ei, acum... Mi-a spus directorul, domnule, au impresia că dumneata mi-ai dat mie ceva de mă interesez eu și duc eu aceste formulare la București. Eu duc de fiecare lună la Craiova, că e mai aproape să mă duc la Craiova decât la București. Dar probabil acum trebuie să îmi schimb treaba și lunar trebuie să mă duc să duc această formularistică la București. Avem o întrebare pe SMS care... anticipează o întrebare pe care vroiam eu să vă adresez. De altfel, am și spus-o la început. De ce v-ați lăsat de politică? Deci, dumneavoastră ați fost un lider în politică și chiar hotărât. Adică erați cu mânecile suflecate și hotărât să faceți deci, treabă. Și n-am reușit în politică. Trebuie să recunosc. Vorba lui Constantinescu, m-a învins sistemul. Emil Constantinescu. Deci, modul meu de a face politică probabil nu se pretează la... Modul românesc de a face politică. Modul românesc. Și eu nu pot să mă schimb, fiindcă așa sunt, așa am fost crescut, așa am fost educat și la vârsta asta am și o vârstă, nu mă mai pot schimba. Înțelegeți? Nu mai pot să mai iau după alții și a trebuit să renunț, fiindcă m-am încăpățânat, să știți. Ce nu m-a făcut în politică? Mi-era ciudă că nu reușesc în politică. Păi nu că nu mi-a plăcut, dar nu reușeam să-mi impun punctul de vedere totdeauna, să se facă politica așa cum doresc eu, chiar și în cadrul partidelor unde am activat, chiar și acolo mă
izbeam... Erați în contradicție cu sigur, colegii. Sigur, chiar și cu colegii de multe ori. Și atunci ce rost are? Așa un exemplu care să nu afecte, nu neapărat cu nume, un exemplu, cam ce, o idee care dumneavoastră ați avut-o și colegii au zis, bă, tu du-te în altă parte, că deci, politica nu e așa, deci, probabil. Am avut, am ridicat problema și am cerut demisia vicepremierului nostru când eram la Partidul Conservator. Vicepremierul era atunci Copos. Și era chestia cu loteria și așa mai departe. Și eu i-am cerut demisia din vicepremier, spunând să rămână în conducerea partidului cu tare să-și demonstreze nevinovăția, cu toate că nu-i corect. Asta nu se demonstrează. Nu se demonstrează, trebuie să arăți vinovăția. Se demonstrează de ceilalți, corect. Dar să meargă în justiție și după aceea să se întoarcă chiar mai puternic în... Toți colegii mei în ședință aici au fost de acord. La Gorj. La Gorj. Și ați erați președinte... Eram vicepreședinte. Vicepreședinte. Și chiar semnasem în acolo de proces verbal și am trimis-o la București, bineînțeles, când au văzut ăia și s-au sărut în sus, ce se poate așa, Gorjul să le-a ne spus imediat, dăm noi jos din faceți o altă hârtie. Și au făcut toți o altă hârtie și mi-au spus, hai semnează și tu aici. Când ce am fost... altă hârtie? Adică ce cereau? Păi altceva că să revenim propune la chestie și să nu-și mai dea demisia. Să retractați hârtia? Da, adică să retractăm. Și eu am zis, eu nu pot să fac așa ceva. Ne-am răzgândit, nu mai vrem demisia. Când am fost serios, când am cerut atunci... Sau când ne-am răzgândit sau acum. Sau când ne-am răzgândit, că nu semnez așa ceva. Și nu am semnat. Deci ăsta era un lucru foarte mărunt. După pentru aceea... Copos nu era mărunt. Da, poftim? Pentru Copos nu era mărunt. Tot acolo a ajuns. A ajuns și la... Poate dacă își dădea demisie atunci, poate n-ajungea la pușcărie. Da. Și el nu s-a agățat, dar el probabil s-a agățat de acea funcție, crezând că se poate și salva... Dar justiția e justiție, nu te poți... Să sperăm că justiția e justiție da, și că își face treaba. Da, asta trebuie să sperăm. Pentru că eu cred... Nu vreau să fac acuzații, dar eu cred că, sau mă rog, e greu de crezut că știi atâtea despre un om sau că ai putea să afli acum, când nu mai are pârghii, dintr-o dată te trezești că a făcut cu tare și cu tare. Da. E posibil să fie niște dosare la care se pune filă cu filă. Și în momentul în care e cazul să luăm pe cutare, îl luăm pe cutare. Sigur că da, s-ar putea... Adică sigur, toți avem dosarul nostru. Depinde cât este de gros. Da. Și ce conține... Și când e momentul... Sigur, și ce conține sau dosarul. Dacă vine momentul în care fiecare trebuie să... Sigur, eu sper... Să se deschide cutia Pandorei sigur, pentru și el. Sigur, eu sper ca fiecare care a greșit să dea socoteală în țara asta, mai ales cei care au funcții de răspundere în această țară. Da, vorbeam înainte de a începe emisiunea despre economia neagră, că și asta este o parte din banii care se mișcă prin România și de facilitățile pe care le poate oferi legea ca această economie neagră să scadă. Pentru că există și legislație care nu te lasă să lucrezi. De exemplu, cum poți să ții un om, un realizator de televiziune, de exemplu, la noi și oriunde, cum poți să-l ții cu minim 2 ore angajat dacă el îți vine o zi pe săptămână? Așa era legea înainte. Acum permite legea, dragi telespectatori, dacă aveți un om care aveți nevoie o zi pe lună de el, să-l angajați este un lucru foarte cu o zi bun. Pe lună, 8 ore pe lună, frate, cât lucrează omul ăsta? 8 ore pe lună, la revedere. Atâta lucrează, atâta îl plătești. Da. Cu dări, cu carte de muncă. Eu zic că e un lucru bun. Foarte bun. Deci orice verificare și, cum să spun, fiscalizare a muncii sau înregistrare a formei de muncă, indiferent că este o oră sau că sunt 160 de ore, înseamnă deci trebuie, este un lucru foarte bun. Asta înseamnă că scoatem munca de la negru, o scoatem... Vă dau un exemplu foarte simplu.
au fost acele probleme cu ciobanii, crescătorii de animale, exact, care nu-și găseau ciobani. Găseau ultimii oameni, care nici buletin n-aveau la un moment dat. Nu mai vorbim de ceva calificare sau carte de muncă și așa mai departe. Exact. Și se duceau cei de la forțele de muncă, îi vânau, vedea unul cu bățul. De ce n-are ciobanul carte de muncă? Carte de muncă și elea. Ori este foarte greu, fiindcă de multe ori am discutat cu ciobani. Eu sunt dintr-o zonă pastorală Novaci? De fel și am fine, Novaci, am rude, nu? Da, de la Novaci. Am rude, am fine, am, care sunt oieri, care sunt ciobani. Și îmi spune, zice, dom'le, nu găsim. Zice, la angajez acum, ne ducem și luăm amărâți de pe la câmp, de pe la vale, și ce îi aducem, stau o săptămână, beau, mănâncă și după o săptămână pleacă. Nici buletin n-au. Ce fac? Cum să-i fac carte de muncă? Și chiar discutam cu domnul Romanescu, care a avut deschidere pentru chestia asta, și am zis că o să organizăm întâlniri cu ciobanii, să vedem ce formă propun toți, astfel încât să ridice această problemă la nivel central și chiar poate parlamentarii noștri să facă o lege în acest sens. Eu le-am propus, domnule, zic, când sunt zilierii, ar trebui pe baza unui registru de zilieri și era să facă și la ciobani tot așa, pe care îi angajează așa. Deci se pot găsi forme de materializare a muncii și de înregistrarea muncii și de evidențierea muncii. Că asta e important până la urmă ca să reducem evaziunea fiscală și munca la negru sau profitul realizat la negru. De asemenea, legea în România spune salariul este atât. 1000 de lei, de exemplu, net. Da? Sau 1400 brut. 1400, bun. Și eu vin și spun, frate, dar eu am un om care este, vreau să-l plătesc în funcție de realizare, ca să-l stimulez. Că dacă am 3 oameni pe care îi pun la o treabă, pe fiecare să facă treaba aia, și unul muncește și altul stă și îi plătesc la fel, ăla care muncește nu o să mai muncească. Da, deci aici... Era pe timpul lui Ceaușescu. Era așa, eu cred, noi am intrat în amănunt, eu cred că și acum s-ar putea face această chestiune. Ai angajatul, deci dai și sarcinile de serviciu pe care le are și chiar îi poți da și un plan. Și în funcție de acest plan își ia salariul de bază pe care îl dai sau îi diminuiești salariul. Aia, da, dar în timp. Nu poți să-i spui în fiecare lună. Nu, poți în să funcție de cum realizează. La ITM, luna asta îi măresc salariul. Nu, deci eu îl penalizez. Îl penalizez cu 10%. Dar nu mai bine să-l stimulez. Ba da, sau îl stimulez. Sau îl stimulez dacă depășește planul. Și eu zic că se pot găsi aici. Deci nu asta e problema. Mai degrabă sunt acelea ce a spus, că se pot materializa și 2-4 ore pe lună sau o zi pe lună și așa mai departe. Asta e foarte bine. Fiindcă eu vă dau un exemplu. Aș avea nevoie de o persoană care să-mi facă marketing. Sunt agenții de vânzări care vând băuturi și așa mai departe. Deci eu pot discuta cu el și îl întreb. Zic, tot mergi pe teren, corect, în tot județul. Îmi dai și mie ofertele de corpuri de iluminat sau de motoferăstraie. Corect. Mă, așa, și în funcție de ce mi-aduci... Și dacă e să-mi aduci, sigur, te plătesc. Dacă nu mi-aduci, sigur, măcar nu cheltuiesc. Sigur că dacă da. Dacă să-l trimiteți dumneavoastră prin tot județul, ați consuma niște... Deci pot să merg și până acolo, să cuantificăm efortul care îl face să dea pliante, chiar dacă nu mi-aduce ceva, și atunci zic, băi, eu te plătesc 4 ore pe luna asta, pentru ce ai făcut, că ai împrăștiat pliante pe acolo. Dar nu mă obligă să-l angajez cu normă întreagă sau jumătate de normă sau sfert de normă. Și văd eu dacă o face ceva sau nu. Da, să văd eu dacă o face ceva sau nu. Dar sunt multe forme de a putea încuraja munca. Sigur și munca da. La alb, nu la negru. Sigur că da. Și asta trebuie făcut. Deci orice evaziune și orice pierdere și orice asta se face prin înăsprirea taxelor și conduție și condițiilor de... Deci relaxările, fie că sunt fiscale sau altceva, duc la scoaterea economiei subterane la suprafață. Fie că e vorba de profit, fie că e vorba de muncă. Și atunci, relaxarea
sub orice formă este benefică pentru mediul de afaceri. Fiindcă dacă avem un mediu economic prielnic, ne putem dezvolta, putem crea locuri de muncă, putem să dăm taxe și impozite și putem alimenta bugetele de stat, indiferent că sunt de sănătate, de pensii și așa mai departe. Să revenim la locurile de muncă, pentru că începusem așa emisiunea legat de posibile disponibilizări în minerit, posibile disponibilizări în, la firmele mari, cum este Succesul, de exemplu. Sunt mulți oameni care tremură la ora actuală pentru locul de muncă, cu toate că nici patronilor nu le e simplu să știe că a doua zi trebuie să dea dările, să plătească chiria, da, și ei tremură. Greu. Sigur, sigur. Patronul tremură pentru afacerea lui și pentru locul lui de muncă, angajatul tremură doar pentru locul lui de muncă. E o diferență destul de mare, pentru că patronul răspunde și patrimonial, că de aia zice patron. Da. Dar, cum vedeți? Ce să facem în gorjul ăsta al nostru, în primul rând? Cum vedeți, să zicem, acești angajați de la Succes, de exemplu, care, după deci, ce că nu aveau nici nu știu ce salariu, bine, acum... Succesul are mai multe activități pe care le-a dezvoltat. Foarte multe, da. Și, până la urmă, dacă ne uităm bine, s-a dezvoltat în detrimentul unor firme mai mici care erau pe piață și care au dispărut când a apărut, de exemplu, un magazin Succes într-o anumită localitate, automat cel magazinul alimentar de acolo a trebuit să închidă, fiindcă Succesul, având multe magazine, putea să obțină produse, fiind luând multă marfă, putea să obțină produsele, da, cu discounturi mai mari, și atunci venea cu prețuri mai mici. Și atunci normal că ea o omoră, sau chiar dacă nu obținea, mergea în prima fază cu prețuri mici, fără să câștige mare lucru, astfel încât să omoare acele firme. Și închizându-se un magazin din acela, pierdeau 3-4 angajați, care de regulă era familia respectivă, care erau angajați deci au acolo. Au murit niște locuri de muncă, de s-au creat altele. Dar s-au creat acolo. Altele. Da. Și acum eu cred că va fi invers. În sens invers. Da. Deci convins. Fiindcă adică nu va rămâne fără... Dacă se va închide al Succesului, sigur, se va redeschide magazinul local. Imediat. Foarte rapid este cel mai ușor. Mare minune dacă nu se va deschide chiar în acelea spații. Dacă nu sunt ale Succesului și sunt închiriate. Dar, de regulă, acolo la țară, oamenii își făcuseră în curte sau undeva, fiindcă, vă dați seama, și-au făcut spațiile lor astfel încât să reducă cheltuielile la minim. Și cheltuielile cu chiria sunt destul de mari. Într-adevăr. Deci asta nu e o problemă, după părerea mea. Succesul nu e o problemă de pierdere deci de locuri. Deci nu cred că ne afectează foarte mult în județul Gorj cu acest probabil... Bine, nici în celelalte județe, că a avut picurile și așa mai departe și acolo se vor, dacă nu s-au format încă acele hipermarketuri sau ce avea la Craiova, la Pitești, dacă nu s-au făcut altceva lângă și au preluat afacerea sub o altă formă. Aia da. Da, e posibil. Și legat de locurile de muncă din minerit, nu neapărat numai de locurile de muncă, ci și ca activități economice, pentru că să nu uităm, există mai departe prestatori către minerit și către energie, deci sigur, pe lângă locurile de muncă ce din CEO este orizontală, și da, activitatea economică din CEO este și cea orizontală, că spuneați de la început că suntem un județ zona industrial. Deci, odată va trebui să dezvoltăm mai mult partea de nord a județului Gorj prin turismul, turism și agroturism. Și agricultura? Păi da, agricultura. Fiindcă automat să alimentezi cu produse partea de turism este foarte important. Și nu numai la munte, pe Transalpina, sau... noi avem partea de nord a județului Gorj, care este foarte frumoasă. E superbă, sigur că da. Și au început să se facă și iar în partea de sud trebuie să se dezvolte acele ferme, astfel încât să ferme atât pentru creșterea plantelor, cât și a animalelor. Astfel încât să poată da acele produse de care este nevoie pe piața turistică din județul Gorj. Dar pentru aceasta
venim la autoritățile locale și centrale care să creeze condiții pentru dezvoltarea acestor ferme și să fie facilități reale și cu ajutor cu ce trebuie, deci accesarea de fonduri. Deci noi, dacă vrem să, măcar pe ultima sută până în 2020, să accesăm ce ne trebuie, deci trebuie guvernanții să facă ceva și să ajute dezvoltarea acestor sectoare. Zice un mesaj, cum să mai luăm fonduri dacă vin mascații să ne numere porumbii? Sau animalele, porumbii, animalele, ceva de genul. Da. Bine, de regulă mascații și care vin, nu vin la cei care lucrează corect. Ci la cei care n-au numărat bine oile. Care nici măcar acolo nu se bagă. Deci se bagă la cei care, nu că n-au numărat bine oile, dar la cei care au fraudat fondurile europene. Pe lângă ferma care trebuia să mai facă, a făcut pe malul unui lac și o vilă ca al lui Videanu. Și a luat și o mașină și foarte... Și a luat și o mașină din aia de trebuie să ai PECO după tine și așa mai departe. Și atunci e normal să vină mascații. Deci pentru, eu mă refer la afacerile de anvergură mică, care să pleci de la puțin, să te dezvolți către mare și să devii, deci, acei întreprinzători mici, întreprinderile mici și mijlocii, care să devină motorul economiei naționale, care duce la dezvoltare, la creare de locuri de muncă și la implicit la taxe și impozite pentru bugetele de stat. Tot în domeniul privat apar de multe ori și inginerii financiare. Românul inventiv. Inventiv. Și beatisteț. Să ne amintim de acele returnări legale de TVA, de acele firme care vând de la una la alta și fiecare vrea să-și ia și TVA-ul. Sigur că da. Și de fapt e acele... Deci, normal, acele lucruri nu trebuiau să apare, trebuia să moară din face. Dar probabil în circuitul acela era băgat și un om politic care sau de trecea, la finanțe. Sau de la finanțe, care trecea cu vederea, la finanțe mai puțin. Deci eu cred că totuși politicul care dirigează și financiarul și economicul și tot. Deci acolo, care era băgat în acea treabă și zice, las că trec cu vederea și vorbesc și cu cel de la finanțe să nu te controleze și cu ăla și cu ăla, dar trebuie să dai... Că partea am leului. Și o nevoie sigur de niște calendare, da. Niște găleții, din acestea, să mai aleagă unii nu ca neapărat, să... Nu neapărat, aia este puțin. Dar păi eu nu, cred, niște bani ca să-mi cumpăr. Nu să-și cumpere, deci niște bani pentru vremuri grele, personale, nu neapărat pentru partid. Fiindcă până la urmă, nu zic că este bine, dar 10%... cum se lua la Ministerul Dezvoltării, mie mi se pare un comision de bun simț. Da? Înțelegeți? Ori să ajunsese foarte la departe. La 40. La 40. Știu eu, și comision, ce, da, și ce însemna asta? Însemna că se mâncau banii și acei bani se făceau în detrimentul neexecutării lucrărilor. Ceea ce este și mai grav. Sau executării la calitate foarte proastă. Slabă, care după un timp trebuie, n-ai făcut nimic, trebuie să o iei de la capăt. Exact. Și ele, deci aici sunt problemele care trebuie urmărite foarte atent. Suntem în ultimele două minute de emisiune și aș vrea să trageți o concluzie dumneavoastră ca om de afaceri pentru Gorj, pentru România, economia Gorjului încotro, în contextul, asta este întrebarea emisiunii noastre, în contextul economiei României. Da, deci eu sunt o persoană optimistă, cu toate că îmi pierise optimismul, dar acum mi-am revenit când am văzut că încep să fie luați unul câte unul și ele, da. Deci, eu deci vă bucurați că se întâmplă asta. Sper, nu mă bucur, îmi pare rău, într-un fel. Că s-a ajuns aici. Că s-a ajuns dar aici. Trebuiau dar luate trebuiau măsuri. Luate măsurile astea, dar... Acum sunt optimist că poate chiar și în al 12-lea ceas mai avem o șansă. Și eu sper ca Gorjul să redevină un județ
cum să spun, de unde să plece, de unde să dăm lumină. Înțelegeți? Deci să ne dezvoltăm, să menținem ce avem și să ne dezvoltăm. Sper să facem toate proiectele care erau pe hidro, care este energia verde. Îmi pare rău că cei de la CEO n-au făcut investițiile pe care le-a făcut CEZU în eoliene, astfel încât să nu mai plătească certificatele verzi în detrimentul locurilor de muncă. Fiindcă la un moment dat zicea, domnule, trebuie să dăm oameni afară, fiindcă noi trebuie să cumpărăm certificate verzi. Păi cine te-a oprit să faci cofinanțarea, că acele investiții eoliene se puteau face pe fonduri europene, cu o cofinanțare mică pe care CEU-ul avea? Ori nu s-au făcut. Corect. Și acum dăm din colț în colț, puteam să facem noi, deci CEU putea să facă acele câmpuri de fotovoltaice. Sigur că da. Adică în acele găuri care le-am creat prin scoaterea cărbunelui și era, deci acolo și unde ei sunt proprietari pentru că au cumpărat sunt, acele sunt terenuri. Sunt proprietari. Ei, acolo ar putea să pună aceste panouri fotovoltaice. Foarte bine ar fi. Și așa mai departe, de și... vânt, că e carieră, sigur, e săpată. Sigur, sigur că da. Deci, chiar se creează un microclimat sigur, acolo. Sigur, soluții sunt și ele. Dar trebuie să avem, să avem acei oameni gospodari care să țină și la județul acesta, să gândească pe termen lung, nu după principiu, după mine potopul. Corect. Fiindcă atunci nu mai avem nicio șansă. Păi atunci să luăm măsuri, domnule Popescu. Da, da, să, noi putem lua măsuri din 4 în 4 ani când corect. Ne ducem la vot, să mergem toți la vot și să ne gândim cu o săptămână înainte cum votăm, ce votăm, întrebăm și în stânga și în dreapta, există lideri de opinie, adevărați, nu manipulatori, astfel încât să votăm oameni după care sunt conștiință, hotărâți. În cunoștință de cauză. Și oameni care sunt hotărâți să facă treabă sigur. Și pentru noi, nu numai pentru ei. Sigur, sigur. Domnule Popescu, domnul Sabin Popescu a fost invitat, dragi telespectatori, domnul Sabin Popescu a fost invitatul meu în această seară, președintele UGI România 903, filiala Gorj și întreprinzător din județul Gorj. Vă mulțumesc mult pentru prezența și în studio și vă mai așteptăm. Da, mulțumesc. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Să găsim împreună soluții pentru Gorj. Sigur. La revedere, dragi telespectatori, o seară bună.